Mai bine. Cât timp o să practic această meserie, oriunde voi lucra, o respect și nu cred că aș putea să... Nu știu modul în care aș putea să le spun la jucătorii mei să pierd. N-aș putea să mai uit a doua zi în ochiul. Nu pot să fac, nu pot să accept niciodată această cale de a face egal sau de a face dau a pierd. Drumul nostru și pentru mine și pentru copii e numai pentru cele trei etape, pentru victorie. A fost mulțumit de jocul de azi? Da, da. Da, au vrut. Am văzut că încerc ușor, ușor să le dau meciuri și celor de 16-17 ani și lui Bătăgelu și lui Matei. Mai sunt doi puști de 94 care, dacă mă ajută rezultatele, o să le dau și lor jocuri. Mi-a plăcut echipa ca de votament și au dorit foarte mult și s-a întâmplat, din păcate, la Filip. Poate că noi, cred că am avut jocul la dispoziție a doua repriză. Da. Mai mult n-am putut. M-au ajutat și jucătorilor de la echipa mare să-ți bun? Dacă că ați ajutat și jucătorilor de la prima echipă. Foarte bine, dacă l-ați urmărit, Pepe, foarte bine. Și Pepe și Tal. Acum nu l-ați văzut total niciodată, nu numește Legizat. Au ajutat echipa și cred că s-a văzut o oarecare, dacă aș putea să spun, clasă peste ceilalți copii. Big Fuzzy foarte bine cât a putut. El vine după o accidentare foarte lungă și ușor, ușor, poate și etapa viitoare. Cred că o să-i dau, dacă mi-l dă și nu au nevoie de, nu face parte din primul 18, o să-i dau mai mult ca jocativ. Ce a avut steaua a 2 în plus în meciul de azi față de cel cu tricolorul Breaza? Ce au dorit? Am venit un pic mai cu capul în pământ, pentru că meciul cu Breaza ne-a trezit, nu suntem noi Barcelona sau cine ne credea. Și au vrut să arate copiii că nu este nicio diferență între locul 2 și locul 9, că suntem noi. Au trimis meciul și l-au și tras. Nu să uită la el. Dar v-am spus, eu sunt mulțumit de întreaga ei.